Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Gorj Obiectiv, alături de mine în studio sunt domnii Aurel Slapciu, PMP Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Slapciu! Bună seara, mulțumesc de invitație! Bună seara, e adevărat, n-am fost de mult afară. Bună seara, bine ați venit, domnule Popeangă, Vasile Popeangă. Să rămână, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație și salut pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. În această seară, printre alte subiecte, o să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în la Motru, acolo unde primarul Gigel Jianu, care de altfel se află în legătură telefonică directă cu noi, a demarat o serie de demersuri care au, bineînțeles, ca scop să vadă, domnul primar, dacă angajații primăriei Motru încasează legal sau nu salariile mari, spunem noi, de acolo. Așadar, în legătură telefonică directă cu noi este Gigel Jianu. Bună seara, ne auzim, domnul primar? Rămâne, bună seara, da, vă aud, cam greu, dar vă aud. Mulțumesc tare mult că ați acceptat legătura telefonică directă cu noi, așa cum prezentam și mai devreme. Aici, în studioul TV Sud, dumneavoastră ați făcut o serie de declarații, printre care și aceasta, care vizează modul în care angajații primăriei Motru au gândit să-și calculeze salariile, astfel încât să se ajungă la niște sume frumușele, spunem noi. Spuneți-ne în ce stadiu este demersul dumneavoastră și dacă până în acest moment ați descoperit ceva în neregulă. Trebuie să vă spun că eu acum mă întorc de la București, unde am participat la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România. Printre alte probleme s-au pus pe tapet și problema salarizării, atâta salarizării primarilor, pentru că așa cum eu sunt pe poziția 25 privind salarizarea la primăria Motru, sunt alți primari care se află la fel, cam în aceeași situație. Toți primarii se află în aceeași situație după ultima creștere salarială de la 1 februarie, unii chiar pe poziția 50, s-au ridicat multe probleme. Am vorbit și despre problema de la Motru, care nu este numai la Motru, dar este în mai puține orașe, în mai puține municipii. Nu toate municipiile au introdus anumite drepturi salariale, anumite sporuri în salariul de bază. Am vorbit cu mai mulți primari de municipii din toată țara. Unii, la vremea respectivă, au fost mai prudenți, mai precauți și nu au introdus anumite drepturi salariale, anumite sporuri în salariul de bază. Și eu aici am în vedere o decizie a Curții Constituționale. Bine, se refera la niște sporuri care trebuiau introduse în salariul de bază pentru personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Și aici era o lege care modifica legea 188, legea funcționarului public, și se prevedea un spor de supra-solicitare neuropsihică pentru personalul ANFP, care să se introducă în salariul de bază. Ori guvernul a formulat obiecții de neconstituționalitate și curtea s-a pronunțat în acest sens. Este neconstituțional să introduci anumite sporuri în salariul de bază. E adevărat că s-a pronunțat pentru speța respectivă. Pentru că s-ar fi ajuns în situația în care următoarele drepturi, următoarele sporuri, dacă erau câștigate, să se aplice la salariul de bază și atunci să fii în situația în care aplici un spor la spor. Ori conform legii, salariul este venitul unui funcționar public, cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile sau alte adaosuri. Adică se realizează o distinție între salariul de bază și celelalte elemente adiționale ale acestuia. Având în vedere decizia Curții Constituționale, prin extensie, se poate considera că și în cazul altor funcționari publici, această măsură este neconstituțională. Eu am mai discutat cu foarte mulți, cei care au aplicat destul de puțin zic că e în regulă, la mine, la modul, toată lumea zice că e în regulă, e legal, este constituțional. Această hotărâre a Curții Constituționale cam răstoarnă situația, cam dă peste cap. Și eu am făcut și o solicitare către prefectură, am cerut un punct de vedere al juriștilor de la prefectură, aștept răspuns și în funcție de acesta voi vedea cum voi acționa în acest sens. Nu vreți sub nicio formă să o lăsați moale cu acest subiect, ci vă continuați demersul până la capăt, așadar. Doamna Novoceanu, în situația în care ei cunoștință despre o... În cazul în care e greu să dați înapoi, adevărat. Situație, am obligația să o rezolv, să o duc până la capăt, să am un cadru legal, să am niște decizii
Pentru că dacă se constată ulterior că a fost ilegal, iar eu am știut, intru la tăinuire sau complicitate. Nu mai știu la ce intru. E adevărat. În altă ordine de idei, înțeleg că s-a hotărât ca primăria Mutru să primească 900.000 de lei de la Consiliul Județean, bani cu care puteți face ce? Bani cu care putem plăti doar cofinanțările, mă refer la ce am plătit pentru tomograf și ce avem de plătit pentru alimentarea cu apă, restanța la alimentarea cu apă a satelor aparținătoare. Da. Și cam atât din banii aceștia. Ori deficitul este mult, mult mai mare. Deficitul este mult mai mare. V-am spus, eu vin de la București, colegii mei au lucrat, am lucrat și săptămâna trecută pe buget, am încercat să reducem, să tăiem absolut tot ce putem să reducem, să strângem cu ea cât se poate de tare. Mâine dimineață, la prima oră, reluăm discuțiile. Oricum, deficitul este foarte mare și va trebui să... Am înțeles. Eu am mai vorbit aici cu la București cu câteva persoane, am prezentat care este situația, pentru că la asociații, la adunarea asta generală au participat și președinții celor două camere ale Parlamentului și prim-ministrul și o parte din membrii guvernului. Am discutat cât am putut cu fiecare, am prezentat care este situația la Motru și toată lumea mai întâi au luat la cunoștință. Rămâne de văzut cum ne pot ajuta. Vă mulțumesc mult de tot, domnule primar. Rămâne să ne auzim și pentru o emisiune săptămâna aceasta, să aveți drum bun în drum în, spre casă. Mulțumesc încă o dată. Stimați invitați. Comentarii. Da, eu aș vrea să întreb pe domnul primar, dar probabil că și timpul este... Timpul este scurt, foarte scurt, de aceea... Pentru că legea 215/2001, și aici nu discutăm de funcționarii publici, discutăm de aleși locali, adică primarul și viceprimarul, de acum speța, tot discutăm despre Motru și haideți să rămânem cu picioarele în zona aceea, tot în zona respectivă. Și aș fi vrut pe domnul primar să vedem ce va întreprinde în zilele următoare, presupun că dacă tot și-a asumat acest lucru și este, așa cum spuneam noi, că trebuie să-l ducă până la capăt. Eu am aici câteva hotărâri judecătorii definitive și irevocabile. Deci sunt un teanc. Ale cui? Păi așa, am domnul primar Hanu, domnul viceprimar, fost primar Hanu, domnul viceprimar Dobrică, doamna secretară, care acum secretară a fost consilier juridic, care efectiv în instanță dumneai i-a reprezentat. Stați ca să-și caut, că nu vreau să-i greșesc numele. Este destul de interesant ca să îi spune numele până la capăt. Uite că am un lapsus. Haideți că o să... În fine, descoperim noi până... Aș vrea să vă spun că legea 215/2001 și aș vrea să mă contrazică cineva și poate să intre și în direct, cei care efectiv sunt mult mai măsură, documentați da. Decât mine. Articolul 57, alineatul 5 spune clar, și aș vrea să revin la ultima parte a acestui articol ca să nu ținem oamenii față drept, primarul și viceprimarul nu sunt beneficiari de, așa, nu beneficiați de sporuri de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Clar, așa spune legea. Da. Păi iată că aici, în afară de sporul de neuropsihic, care este de 25% și ați văzut cum s-a calculat, n-aș vrea să mă repet, mai sunt sporuri de 15% confidențialitate, 10% sporul, salariul de încadrare, fel de fel de sporuri. Credeți-mă că am făcut un mic calcul și aș vrea să chiar vi-l arăt să vedeți câte sunt. Sunt foarte multe. Mai vreau să vă dau încă un spor care mi s-a părut destul de interesant. Este 25% acest spor de solicitare neuropsihică. Aici discutăm de iar alt spor, 25% quantum tot de solicitare neuropsihică. Mai aveam vreo două spori, cred că pe aici pe undeva, uitați câte sunt. Haideți că le căutăm noi. Da. Deci așa, sunt foarte multe sporuri. În sumate, cred că ajung la 100%. Adică dacă salariul era de 5.000 de lei, el ajungea la, zic eu, 10.000 de lei, adică 100 de milioane. Păi atâta ia secretarul de la primăria Motru. Doamne ferește, adică să nu se înțele, să nu se interpreteze vreun moment că am ceva împotriva, adică dacă e legal, e normal, firește că nimeni nu poate avea ceva împotrivă. Haideți să vă spun de ce este această harababură. Ca un om care am trecut printr-o comisie extrem de importantă, Comisia de Buget Finanțe, și din aceste motive judecătorii sau instanțele judecătoresc dau câștig de cauză, pentru că se duc și pledează, susțin cei care își caută drepturile pe niște acte normative,
Pentru că actele normative respective nu sunt corelate cu alte acte normative. De exemplu, și foarte bine spunea domnul Slapciu, în legea administrației publice spune clar că primarul și viceprimarul au o indemnizație. Nici nu beneficiază salariu, de celelalte, da, de celelalte sporuri, da? Bun. Pentru că în legile care s-au dat sporurile respective nu s-au făcut aceste precizări, sigur că în susținere oamenii fiecare, toți speculează legislația. Iar judecătorii dau câștig de cauză pentru că nu dau domniile lor din bugetul domniilor lor, ci dau din buget. Mai e iar o chestiune acum, eu vă spun, după părerea mea, ca om care am văzut multe acte normative, dom'le, legea salarizării este unul din, după, cred eu, cele mai complexe acte normative ca și lege organică. De ce? Pentru că are impact asupra veniturilor bugetului, are impact asupra cheltuielilor bugetului, poate să creeze niște dezechilibre în salarizare extraordinare, care foarte greu după aceea le mai poți rezolva, decât tot printr-un impact ori asupra veniturilor, ori asupra cheltuielilor. De asta vă spun că și acum, cu, zice domnule, am mărit cu 20% la funcționarii din administrația publică. Nicio problemă. Chestiunea este că trebuie să dai precizările respective. De asta spun și la asta, la legea salarizării. Mă întreabă și pe mine, mă întâlnesc cu foarte mulți și mă întreabă, domnule, uitați, a ieșit și a spus, da, mărește cu 100%. Dar nimeni nu face precizarea în 2017, în 2018, ce măresc salariul de bază, măresc sporurile, dau sporurile, nu mai dau și așa mai departe. Pentru că se va produce o inechitate extraordinară și o să am citit și eu, da, că bibliotecarea de la Motru are 5600. Dar mai aveam, da, un spor de mobilitate 15%, deci atât tot felul de sporuri. Da. Ideea este că avem aici la primăria Motru, erau prevăzute supliment de hrană și medicamente, 20 de lei pe zi. Faceți un calcul și eu nu știu, dacă nu vreau să greșesc. Asta înseamnă pe lună 420 de lei ori 160 de funcționari ori 12 luni ori 7 ani, sunt vreo 56 de miliarde. Deci doar pentru aceste sporuri, nu vorbesc de alte sporuri. Adică noi ceilalți care încercăm să venim, să muncim, să facem, să plătim impozite, și acum înțelegem de ce mecanismul ăsta, eu l-am înțeles de la început, de ce oamenii ăștia erau atât de creduli și atât de, imediat că spuneai ceva despre cineva, te atacau pe toate site-urile de socializare și peste tot, pentru că oamenii ăștia beneficiau de niște salarii astronomice și n-aș vrea să-ți generalizez, niște salarii nesimțite. Atât timp cât nu poți să dai un salariu de 2.000, 3.000, 4.000, când auzi de salarii și de sporuri, din punctul meu de vedere mi se par foarte mari, condițiile în care Motru are buget de 170 de miliarde, 140 de miliarde cheltuieli cu salariile și 60 de miliarde sunt pentru funcționare într-un an de zile. Și atunci, știi ce mă deranjează? Așa n-aș discuta ca un om politic, aș discuta ca un cetățean simplu. Când toate impozitele au scăzut în Cărbunești, în Târgu Jiu, în Rovinari, la Motru, a venit fostul primar și l-a mărit cu 16%. Mi se pare, adică, de ce l-ai mărit atât de mult? De ce că atunci când aveai buget de 1.000 de miliarde, am ajuns la 140 de miliarde, păi normal, că zicea, domnule, nu mai candidează nu știu cine. Păi nu mai candidează, domnule, când ai asemenea. Și mai mult decât atât, spuneai că eu când am fost în primărie, niciodată n-au fost salarii mai mari decât al meu. Păi la câte sporuri ai luat? Și spor la spor. Și câte ai luat? Că din punctul meu de vedere, cred că sunt câteva miliarde bune care s-au dat către doi oameni din primărie, în afară de ceilalți 160 și 170 de funcționari. Da, bine, acum sigur se pot pune și alte întrebări vis-a-vis de toate neregulile astea care sunt în instituțiile publice, mai ales pe linia drepturilor salariale, și sunt atâtea constatări. Eu vă spun acum, dumneavoastră, foarte sincer, atunci când Curtea de Conturi venea cu raportul, pentru că asta este instituția care de fapt face verificările pe execuțiile bugetare, de fiecare dată le ridicam următoarea problemă.
veniți cu modificări sau cu propuneri de modificări la actele normative, domne, pentru că dumneavoastră constatați niște nereguli în execuțiile bugetare. Mai este o problemă. Problema este, acum sincer, eu n-am niciun fel de răutate din punctul ăsta de vedere, dar nu poți să lași și niște instituții ale statului să meargă așa cu niște nereguli, să dea niște drepturi și după aia să te duci să constați. Exact, asta vreau să zic, adică oamenii ăștia și-au încasat salariul, dar anual se fac niște verificări, inclusiv de Curtea de Conturi, așa cum spuneați și dumneavoastră. Dacă acum se va demonstra că modul în care au fost calculate salariile a fost unul defectuos, practic, cine se face vinovat? Nu inclusiv cei de la Curtea de Conturi. Păi, dar mai este încă o întrebare. Normal ar trebui, adică, pentru că ai trecut și ai făcut verificări. Legiferează controlul Curții de Conturi, legiferează salariul acela. Vreau să se pun o întrebare și cred că cine ar trebui să audă? Nu prea au urechi să audă cei care sunt instituțiile de forță. Și trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Dacă de la primăria municipiului Motru a plecat către instanță și-s convins de asta și aș vrea ca domnul primar Gigelgianu să poată să împuternicească pe cineva, dosarele sunt clare, sunt așa un teanc de-al mare, să vadă, nu cumva doamna care a reprezentat în instanță a trimis niște adrese false prin care spunea că sunt funcționari publici. Și atunci e clar, avem omul care a greșit, dar n-a greșit intenționat, am pus o întrebare. Deci, este, și eu credeți-mă că 100% asta s-a întâmplat. Sigur, întrebarea noastră este fără substrat. Eu zic că are substrat. Deci, iată, și sunt zeci de miliarde. Deci nu discutăm de un miliard. Faceți niște acuzații foarte grave în momentul acesta. Am pus o întrebare și credeți-mă, și dumneavoastră, din punct de vedere jurnalistic, cred că ar trebui să ne întrebăm, noi sunt bani publici, că un om care are un chioșculeț pe la țară și dai 80 de milioane că nu bate în casa de marcat și dă o pâine sau, eu știu, o sticlă de lapte, și când cazuri, discutăm de zeci de miliarde. Și nu numai asta, tunurile mari în Motru nu sunt astea. Și le-am spus și la dumneavoastră emisiuni, ne-am spus tunurile, au fost în proprietării și am atâtea. Dar nimeni până la ora asta, și aici discutăm de peste 1 milion de euro și cred că DNA-ul ar trebui să aibă urechi. Și nu știu ce DNA-ul zic. Sau ce de la crimă organizată. Pentru că discutam mai înainte și discutați de la poarta ale Curții de Conturi. Uitați, la poarta la ANAF și ale Curții de Conturi la Direcția Publică Motru. Păi asta ar trebui să stăm până mâine dimineață să vedeți câte nereguli și câte mai sunt pe acolo, care pur și simplu poate au fost trecute cu vederea, nu din neștiință, nu știu, zic și deci, eu. Acuzațiile domnului Slapciu sunt foarte grave. Deci, practic, noastră spuneți că în baza unui fals zic, s-au câștigat trei procese în instanță? Eu nu cred că un judecător... Eu zic și că merg pe ideea că instanța a fost dusă în eroare. Pentru că, ca și jurist al unei primării, nu poți să spui instanței că primarul și viceprimarul sunt funcționari publici în condițiile în care legea 215 spune clar că nu sunt și ei au anumite drepturi. Cu dumneavoastră spuneți că acest fals s-a comis cu buna știință a fostei conduceri a primăriei Motru? Dacă s-au dus acele adevărințe în instanță, da. Cine le-a semnat? Depinde cine le-a semnat. Dacă le-au semnat, înseamnă și că... Și mai este o întrebare simplă. Dacă nu le-a discutăm... Domnul Slapciu pune... Întrebare mie mi se pare o chestiune omenească până la urmă. Sigur că dacă dumneavoastră aveți informații, este absolut firesc să faceți, dar foarte periculoasă declarația de în condițiile în care... Știți de ce, domne? Dacă vă întreabă ceva, nu aveți dovezi. Și eu aș fi șocat să văd atâtea hotărâri câștigate cu atâtea drepturi și eu mi-aș pune întrebarea, domnule, de ce le-a câștigat prin hotărâre judecătorească și nu le-a luat dacă aveau dreptul la ele? Da, exact. E o chestiune sau firească. Mai întrebare, păi dacă am dreptul la ele, de ce atunci ia judecătorul? Eu refuz să deci cred încă o dată, de asta deci vă spun. Nu doar la Motru se întâlnește chestia, e o procedură pe care urmează și angajația ei autorizații. Și mai întreb încă o dată ceva, iar destul de grav. De ce doamna secretară și dacă s-a întâmplat actuala asta... Actuala secretară? Secretara Consiliului, doamna Stroescu, uitați că doamna Stroescu, dacă și-a introdus acțiunea deci de 12 ori... Doamna, am întrebat dacă și-a introdus de acțiunea pentru unul din sporurile dumneavoastră, că și dumneavoastră e părtaș aici la anumite sporuri, pentru că eu am spus, există și legea asta care spune clar, e o lege și ar trebui să o știm, legea 284 pe 2010
aceste sporuri nu mai trebuie acordate pentru că nu mai sunt prevăzute de legea funcționarilor publici. Domnul Flapciu, haideți ca să stabilim ceva. I-ați dat numele doamnei secretare. Da, și-am întrebat-o. Să vă asumați ceea ce spuneți. Da. În situația în care doamna Stroiescu se hotărăște să acționeze pe cineva instanță, categoric, pe dumneavoastră o va face. Categoric. Iar cele declarate aici pot fi susținute cu probe, da? Da, ca să stabilim lucrul acesta. Ascultați-mă, am întrebat-o că este funcționar public și am dreptul să întreb. Ca cetățean, da? Doamna Stroiescu, ați introdus de 12 ori o acțiune în instanță și ați retras-o? Am întrebat. Nu, domnul Slavciu pune niște întrebări, nu face niște acuzații. Sunt întrebări, pur și simplu. Sigur, foarte bine înțelese. Deci niște întrebări. Nu face acuzații, domnule, știți, așa s-au obținut, s-a depus aia, nu. Am întrebat. Cineva trebuie, poate să verifice. Și am trimis către primarul municipiului Motru să verifice, să împuternicească un consilier juridic, să meargă în instanță, eu le pun la dispoziție hotărârile astea, că sunt un calup de hotărâri. Fiți sigur că nu le aveți doar dumneavoastră? Ba, eu cred că la ora asta eu le am atât. Păi înseamnă că aveți acces la unele informații din moment ce spuneți că doar dumneavoastră aveți... Informații publice. Păi sunt informații publice, de asta zic, adică nu aveți cum să le aveți doar dumneavoastră și oricine își dorește să-l intre... Până ajung în felul copiii, duc am dat la mine. Deci, repet și ideea de mai devreme, în situația în care doamna Stroiescu se supără, vă asumați răspunderea și declarația pe care dumneavoastră le faceți trec dincolo de nivelul unei simple întrebări, adică nu... cum spuneți dumneavoastră că în baza unor chitanțe false sau ajutați-mă. Am întrebat. Primarul municipiului Motru are datoria, că a spus mai înainte că va urma și va face ce spune legea, să împuternicească pe cineva să meargă în aceste dosare, să facă copie și să vadă dacă instanța a fost pusă. Deci instanța a pus în eroare, pentru că acum trebuie să existe... E o cutie a Pandorei, în momentul în care deschide subiectul acesta eu și cineva se autosesizează asta. Și asta, e o cutie a Pandorei. Nu, nu, lucrurile nu sunt deloc simple în situația asta și dacă se câștigă procese în baza unor falsuri, deja sunt implicate mult mai multe persoane. Sigur că din punctul nostru de vedere, cei care au greșit să plătească, așa este firesc, iar cine a luat banii nemeritați să răspundă în fața legii și ba mai mult să-i dea înapoi. Dar mai este un aspect. Spune domnul Slavciu așa, că din 170 de miliarde cât este bugetul primării, 140 reprezintă salariile. Primarul dumneavoastră de la Motru, domnule Vasile Popeangă, este în pericolul de a nu-și duce, de departe este în pericolul de a nu-și duce la îndeplinire programul cu care a venit în campanie electorală, programul cu care a câștigat alegerile din 5 iunie 2016, iar astfel să fie acuzat de, știu și eu, slabe performanțe. Bun, sigur că există această problemă. Eu vreau să vă mărturisesc sincer că am avut o discuție cu câteva zile cu domnul primar. Mi se pare un om așezat și o să-mi fac timp, o să-mi fac timp în perioada următoare și o să mă deplasez la Motru, sincer vă spun, să am câteva discuții cu domnia sa pe probleme concrete, adică pe ce poate să-i ofere bugetul, pe ce poate el să poate să atragă fonduri, astfel încât ceea ce și-a propus în perioada următoare să facă. Iar dacă nu, sigur ca orice om de bună credință să spună, domnule, eu mi-am dorit, am propus, am ieșit în fața alegătorilor din Motru, astea sunt toate eforturile pe care le fac eu, nu am resursele necesare. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur că trebuie transparență, trebuie discuție, trebuie făcute toate demersurile și atacate toate posibilitățile, pentru că eu vreau să fiu foarte sincer și foarte deschis. Nu totul este în buget. Sigur, în buget trebuie să fie sumele de cofinanțare. Pentru că anumite nu pot să... Și cum la Motru lucrurile stau foarte prost în privința proiectelor, că nu avem bani de cofinanțare, credeți-mă că se... Acum aș vrea să vă arăt că tot îmi spuneați. Foarte pe scurt, suntem înainte de pauză de publicitate. Ia uitați ce vă spuneam mai înainte. Cine este consilierul juridic? Consilierul juridic, da? Spuneți cu Gina, da? Și uitați-vă ce se întâmplă cu 25% de... pe cine a apărut în instanță, Hanu Dorian. Deci... e o hotărâre definitivă. Uitați, definitivă. Deci dumneai, în condițiile în care legea 215, tu ca și consilier juridic al unei primării, nu știai că primarul nu este funcționar public, haide să fim serioși. Deci
Publicitate, stimați invitați, stimați telespectatori, revenim după câteva momente. Vom intra în legătură telefonică directă și cu domnul Gabriel Căldărușe. Astăzi contractul sau adiționalul la contractul colectiv de muncă de la Complexul Energetic Oltenia nu a fost semnat și o să ne spună domnia sa exact de ce. Înțeleg că lucrurile în mare erau stabilite vineri, s-a revenit astăzi sub unele aspecte, dar toate acestea după o foarte scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, alături de mine este domnul Laurel Slapciu de la PMP și domnul Vasile Popeangă de la Partid Național Liberal. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre situația de la Motru, în primul și în primul rând situația care vizează salariile angajaților și declarații foarte grave sau întrebări cu un semn de întrebare uriaș lansate de domnul Slapciu, care zicea așa, domnule, cum au câștigat oamenii ăștia în instanță unele sporuri și indemnizații, spor de indemnizație de dispozitiv, spor de mobilitate, spor de solicitare neuropsihică și cumva declarația îngrijorătoare este aceea cum că s-ar fi câștigat în baza unor adeverințe false prezentate în fața judecătorilor. Dar înainte de a discuta și de a continua acest subiect, eu știu dacă mai este ceva de spus, rămâne ca organele să-și facă treaba de acum încolo și ca cei care pun aceste întrebări să primească și un răspuns. Înainte de asta însă discutăm cu, avem în legătură telefonică direct alături de noi pe domnul Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia. Bună seara, ne auzim, domnule președinte! Bună seara, bună seara invitaților dumneavoastră și bună seara telespectatorilor. Bună seara, domnul președinte. Mulțumesc tare mult că ați acceptat intervenția telefonică. Spuneți-mi, domnule președinte, vă ia foarte direct, de ce nu a fost semnat actul adițional la contractul colectiv de muncă de la Complexul Energetic Oltenia? Ce a împiedicat semnarea acestui adițional în condițiile în care înțeleg că există unele avantaje, beneficii pe care dumneavoastră le-ați fi obținut în situația în care ați fi parafat documentul? Deci, în întâlnirea de azi, în urma negocierilor, administrația, până la urmă, să zic a cedat și a fost de acord ca două prime să fie în valoare de 1000 de lei, cea de Paști și cea de sărbătorile de iarnă și cea de ziua meseriei să fie în valoare de 950 de lei. Așa. Acum vă spun foarte sincer, cu toți ne dorim creșteri salariale, deci cred că e un lucru pe care nu pot să-l nege absolut nimeni, mai ales ținând cont de faptul ce am auzit în emisiunea dumneavoastră, de ce sporuri beneficiază alții comparativ cu cei care lucrează în aceste domenii destul de grele. Mai că vreți să vă lăsați de ce oși să mergeți la primăria Mutru? Nu, corect. Acum, dacă îmi permite și dacă timpul vă permite, cred că am mai spus-o la un moment dat. Scurt, da. Chiar este un banc la un moment dat, o familie, un copil destul de micuț întreba ce vrei să te faci, tati. Bugetar, răspunsul copilului bugetar. Da, dar bun. Revenind la realitatea noastră, de cea din CEO, problema care este, o spun încă o dată, cu toții ne dorim creșteri salariale, dar nu suntem de acord cu această propunere care a venit din partea Federației Naționale Mine Energie, precum ca toți salariații din Complexul Energetic Oltenia să beneficieze de șomaș tehnic, acea economie rezultată să fie împărțită la un anumit număr de oameni. Suntem de acord cu creșterile salariale, cu rezolvarea discrepanților, dar nu făcând haiducie prejudiciind 13.000 de salariați. Deci înțeleg că problema ține de Federația Națională Mine Energie, care v-am spune... V-am spus în ce context. Nu negăm faptul că trebuie până la urmă, la un moment dat, să fie reglate aceste situații care nu-l mulțumesc pe nimeni, cu discrepanțele salariale existente, dar nu sub forma aceasta. Considerăm că forma normală e aceea de creștere a fondului de salarii și oamenii să poată să rezolve sau să le putem rezolva această problemă ne luând la ceilalți. Când va exista o nouă întâlnire între dumneavoastră și administrația companiei? Mâine o să fie o nouă întâlnire, va fi și comisia de negociere, va fi întreruptă comisia de negociere pentru a se desfășura și lucrările comisiei mixte, pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor datorită problemelor de sănătate, deci mâine o să fie o nouă întâlnire. Eu sper, dacă se găsesc soluții, nu e absolut nicio problemă, cu toții vrem și creșterea salarială, dar încă o dată spun, nu făcând haiducie, prejudiciind 13.000 de oameni și nimic altceva. Domnule președinte, ne vedem mâine la ora 7, la ora 19 aici la TV Sud. Ne spuneți mai multe despre ceea ce se petrece mâine acolo. Cu cea mai mare plăcere și atunci vreau să spun exact cum stau lucrurile, să spun adevărul și nu ceea ce încearcă
să manipuleze alții. Și mai mult decât atât, mâine are loc întrunirea AGA, acolo unde se discută problema legată de propunerea fondului proprietatea de a se renunța la numărul de 1000 de disponibilizări și de a se aplica planul de 2000 de disponibilizări la complexul energetic Oltenia. Mulțumesc mult de tot, domnule președinte. Ne vedem mâine seara aici în studioul TV Sud la Gorj Obiectiv. Așadar, iată, fondul, cei de la Federația Națională Mine Energie zic încă o dată pas la semnarea actului adițional, care în opinia unora este binevenit. Eu vreau să vă spun o chestiune foarte clară și eu nu înțeleg pe cei, deși îi cunosc. Așa? Pe cei de la FNM. Dom'le, sindicatele sunt oameni care se bat tot timpul cu pumnul în piept, că sunt cei care vor binele angajaților. Binele oamenilor, dar și respectarea legii. Da. Și întotdeauna când se duc în negocieri, se duc cu prevederile legale, cu prevederile din lege. De-aia, dacă scrie clar că dacă ai obținut 2 ani de zile pierderi, nu poți să ai majorări de salarii. Cel puțin așa am citit. E o declarație, da? Da, e adevărat. Atunci, dacă într-adevăr ești pentru oameni, deși discutam înainte, dar nu vreau să mai spun în direct, dacă ești pentru oameni, găsești niște superfugii, găsești niște soluții și mie mi se par astea pe care le-a spus domnul președinte Căldărușe, niște chestiuni normale pentru oameni, adică este un câștig, da. Exact, și dacă situația financiară permite complexului energetic Oltenia să dea aceste premii, mi se pare anormal acum să nu înțelegi situația de fapt. Pentru că, într-adevăr, este firesc să te bați și să te luți pentru creșterea de salariu. Pentru că, dacă vreți, de salariu să ține cont și la pensie, da, și la toate... Evident. Vorba domnul Căldărușe despre haiducie. Foarte interesant. La ce haiducie se referă și la... La haiducie aceea că trebuia să se ducă toți în șomaj tehnic și banii respectivi să-i folosească, nu știu, pentru ce anumite... un anumit grup, da. Exact. Aici aș vrea să-l completez pe domnul deputat. Și chestiunea asta cu pierderile pe ultimii 2 ani de zile. Păi haideți să vedem cine, cum s-au generat aceste pierderi. Pentru că minerul din capătul circuitului, el știe, domnule, că și la noi în privat, salariile sunt mici. Eu le-am spus, domnule, vreau să crească salariile, pensiile. Dar gândiți-vă și la cei din producție, noi cu ce să ținem oamenii ăștia? Că toată lumea ne acuză, noi avem salarii mici. Păi avem salarii mici, vrem și noi să avem salarii mari. Dar și dumneavoastră vreți să mâncați foarte ieftin. Adică noi de unde să plătim salarii dacă vrem salarii mari, pensii mari? Dar în producție, că discutăm de industria laptelui, că discutăm de orice industria cărnii, vrem să rămânem cu prețurile foarte mici. Haideți să ne ridicăm, nu? Eu zic că cât de cât, nu la nivelul creșterii salariilor sau pensiilor, dar cât de cât să putem să punem și noi acolo la salariile oamenilor care sunt de mizerie, eu cred asta. Dar avem prețul la motorină și la benzină exact mai mare decât la oia din Europa, că noi acum am să ne concentrăm pe problemele care sunt destul de grave în România, și să ne concentrăm și pe cei care au venit și au subt la urma urmei, că nu mai avem nici cei sub pământ, nici cei deasupra de pământ, nu avem păduri, nu avem nimic. Deci iată că, și revin acum că am făcut o mică paranteză și închid paranteza, la ce spunea domnul deputat. Că de multe ori știu că dumneavoastră cereați presa și chiar dumneavoastră, domnule, haideți să vedem unde sunt pierderile astea, ce le generează, ce am putea, că s-a strâns șurubul și cureaua mineritul ăsta, că din 2009 nu s-a mai mărit nimic, niciun salariu. Și atunci vine minerul care stă acolo în silicoză, că și eu am lucrat vreo 15 ani pălmaș și am spus-o că niciun fel de problemă, e o rușine. Și atunci întreabă, domnule, cum să iei ăla 9.000 de lei, ăla 7.000, ăla și domnul, eu să iau 1.500 de lei? Domnul Slapciu, deci rețineți ce vă spun eu acum și mie îmi pare rău că văd un anumit domn care se căinează mereu și face niște declarații extraordinar de dure vis-a-vis de situația din energie. Deci rețineți și o spun foarte deschis și o să vedeți că eu nu mai fac comentarii pentru că, mă rog, am fost criticat și mi-am câștigat destui dușmani. Dacă nu se reușește o reorganizare a producătorilor de energie din România, complexul energetic Oltenia are un viitor foarte clar. Cu bol acelui mix energetic, spuneți. Exact. Precum la deci, încă o dată, mie îmi pare rău de fostul prim-ministru Victor Ponta. Există premise? Îmi pare rău. Dar, domnule, era prim-ministru și avea posibilitatea să facă mixul energetic. Nu vii acum să spui că de ce nu face guvernul Grindeanu?
când tu puteai să faci, să modifici actele normative și mai mult. Majoritate ministrul Niță pornise acest proces. Nu s-a vrut. Nu există altă soluție. Deci rețineți. Da, nu există altă soluție. S-a dat drumul și la import. Intri în competiție. Produci la preț necompetitiv. Evident că vor importa oamenii. Este clar că ne întrebăm de ce, ungurii mai fac două grupuri nuclearo-electrice. Păi de-aia, pentru că este prețul după hidro cel mai bun preț. Bine. Dar este au altă strategie, domnule deputat, numai de vreme de câteva Eu zile. Eu sper acum că ca un mare om care l-a preocupat strategia energetică ani de zile și acum are posibilitatea direct să se implice, să ocupe de elaborarea strategiei energetice și maxim 3-4 luni de zile să fie pe piața strategiei energetică. Nu dau nume că nu fac reclamă. Din Gorj sau de la nivel central? Că avem și noi oameni mari în județul Gorj. Păi de asta. Bine. Oameni mari. Nu știu. Există premisele înființării mixului? În opinia dumneavoastră va fi sau nu va fi înființat mixul energetic? În opinia mea, nu. Nu va fi. Pentru bine. Că nu sunteți singurul, de asta nu mai insist. N-am văzut pe nimeni declarând. Păi sunt deputații care, inclusiv colegul dumneavoastră, domnul Dan Vâlceanu, spune: domnule, dacă nu vor face de la PSD nimic în acest sens, eu sunt cel care va iniția un proiect care vizează legea holdingului și așa mai departe. I-am spus chestiunea asta să se preocupe, să vadă ce acte normative. Cu atâția secretari de stat în Ministerul Energiei, oamenii apropiați de acest fenomen, mă refer la Doru Vișan și la domnul Andrei Maioreanu, sperăm ca lucrurile să meargă pe un alt făgaș din acest punct de vedere. Dacă există decizie politică. Evident, evident. Totul depinde de politică. Un coleg al noastră, spune colegul de la PMP, votează cu PSD în Consiliul Local. Știați asta, domnule Slapciu? Un coleg de-al meu votează colegul de la PMP din Consiliul Local votează cu PSD-ul. Da, la Motru. Eu am avut discuții cu acest coleg al nostru. Al știți? Da, știți problema? Adică vine pe dumnealui, știți, dar știți ideea că susține PSD-ul? Da. Da. Dar să știți că nu numai PSD-ul, când au fost proiecte care au fost, cred, în interesul și știu că am fost în 2-3 ședințe, dar acolo nu ai cum să stai într-o ședință, credeți-mă. Da. Noi am promis de multe ori că venim la Motru. Nu poți să ajungi într-o ședință să discuți lucrurile așa cum trebuie discutate, pentru că există acest hăirupism, știți? Dacă începe Ilie Petrescu, îți dai seama, vrea să începe plămânea de mâna și începe să zbiere, să jignească în stânga și în dreapta, probabil că o face ori intenționat, probabil că o face din, nu știu, lipsă de educație, nu știu din ce, dar te lipsești. Și de 3 ori am fost și am plecat. Unii zic că o face din experiență. Poate și asta, domnule. Da, vedeți, are în spate. Iar problema asta cu consilierul nostru, e un consilier care a venit de la UNEPR prin fuziune, adică nu e consilierul nostru, la multă, să ne înțelegem, PMP. Acum suntem, într-adevăr, UNEPR-ul cu... Nu trebuie să vă faceți surpriză, nu trebuie să vă faceți probleme, domnul Slapciu, pentru că sunt consilieri care votează conform sarcinilor primite. Sunt deputați și senatori care votează. Conform sarcinilor primite, deci s-ar putea să... Adică consilierul de la Motru să fie în legătură directă cu cei de aici de la Târgu Jiu și nu să-i se dicteze? Adică e prea mult. Și nu cred. Bine, deci mi-ați spus, salvați situația și spuneți, domnule, cel de la Motru votează în interesul cetățeanului. Dacă cei de la PSD propun un proiect care este în interesul cetățeanului, votează, iar dacă cei de la PNL fac lucrul acesta, de asemenea, e alături de ei, da? Am urmărit în 3 ședințe activitatea, că la urmă noi am fost acolo și am văzut că atunci când s-a propus prin acele hotărâri ale Consiliului Local, au fost în interes. Chiar dacă, dintr-un punct de vedere sau altul, erau ca și cum ar fi acele 9 miliarde prinse în buget acum câțiva ani pentru activități culturale și noi n-aveam nici casă de cultură deschisă. Interesant și asta. Da. Astăzi, în Consiliul Local s-a împărțit, da, în Consiliul Județean, pardon, s-a stabilit cât și care primărie va primi bani. S-a votat, toată lumea a votat, inclusiv colegii noastre de la Partidul Național Liberal, domnule Popeanga, așadar toată lumea este mulțumită. Două primării, înțeleg, de la PNL și altele de la PSD, nu am acum situația concretă, știu doar că problema era la dumneavoastră de la PNL când, data trecută, când s-a supus aprobării consilierilor județeni acest proiect care viza împărțirea banilor din cotele defalcate, era o primărie, au rămas, înțeleg, două, cu zero lei încasați de la Consiliul Județean. Sunteți
împăcați cu modul în care s-a realizat această împărțire? Încă o dată, din câte știu eu, sunt niște formule. Da, sumele astea e adevărat. De întotdeauna au fost aceste unele formule. Unele din ele sunt la nivelul Consiliului Județean și am înțeles că a făcut niște criterii. Unele formule sunt la nivelul finanțelor care le aplică iar la fel și aici nu poate fi vorba de o influență sau alta. Deci, mulțumite niciodată nu o să fie primăriile cu sumele pe care le primesc, mai ales ținând cont de faptul că o parte din ele sunt sume de cofinanțare și unii din ei au proiecte, unii care doresc să le obțină, alții care le au în curs de execuție și mai au nevoie să mai plătească niște sume de cofinanțare. Dar oricum, eu cred că răspunsul e cel mai simplu, este pentru toți și mă mir că domnul Jean nu l-a primit la întâlnirea pe care a avut-o cu miniștrii, cu cei doi președinți, că la rectificare se va ține cont de dorință. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie să stea liniștiți și cei de la nivelul județului Goș, că la rectificare se vor face modificările respective și se va ține cont de ceea ce le trebuie la primărie. În ideea în care, sigur, rectificarea este pozitivă, fără niciun fel de problemă, atunci se vor bate, se vor stabili clar niște criterii și se vor mai da bani. Ideea este și alta, că bun, ai bani de cofinanțare pe ceea ce ai făcut ca și proiecte, dar pe ce vei face, că mai e puțin până în 2020. Da, nu, deci, și, nu, lege, vă rog. Nu, eu asta vreau să zic. Adică primim banii aceia, dar o să spună și ăștia, vă stați puțin, păi uitați ce este în județul Gorj. Și nu mai fac referit doar la nostru. Păi uite pe ce cheltuiți voi banii ăștia. Faceți o organigramă, da? Ca să mai aveți bani de acolo, să mai faceți și proiecte europene. Că, de exemplu, la Motru groapa, știți foarte bine, a luat, a trebuit închisă de nu știu cât timp, nu avem o groapă ecologică de gunoi și venim cu gunoi să-l transportăm, deși suntem foarte săraci. Aici, la municipiu, care este o groapă foarte ecologică și este foarte apreciată, iată, încearcă să vină și alții din alte județe. Deci, totuși, avem o soluție la nivelul județului Gorj. A că e distanța mai mare, este, dar sunt alte județe care n-au. De cheltuieli. Adică, domnul Popanga este ironic, vreau să spun. Nu. Situația de cu sunt, deșeurile de la... Nu, sunt județe. Ați văzut ce a fost la Orșova și da, în alte județe. Da, au probleme din punctul ăsta de vedere. Ne trezim acum și cu 60 sau 70 de gomine astea care mai, nu sunt... Câți ani vom mai discuta de, eu știu, introducerea apei la sate? Eu am înțeles astăzi de la un mare om politic al țării românești că începând din momentul acesta de astăzi, de la întâlnirea de astăzi, este foarte necesar ca primarii să nu se mai ocupe numai de probleme curente, iluminat, gospodărie comunală și alte chestii. Să aibă o viziune. O viziune. Da, adică bine, să gândească cum își vor dezvolta localitățile de așa natură. Cu programul ăsta vin în campanie, să susțin. Despre asta e vorba. Ei au o viziune, că ei vin în campanie. Nu, despre asta e vorba. Deci nu sunt lipsiți de viziune. Da, sunt convinsă că toți au o viziune. Încă o dată, viziunea trebuie să fie materializată. La asta se referă. Da, adică să vină cu proiecte. Trebuie să ai și parte de cofinanțare. Dacă te duci, dacă te duci și le prezinți, domnul Slapciu, eu mai am și o puțină experiență, așa, sigur, cu puține localități, cu puține localități, pentru că n-am avut un colegiu mare. Dar eu știu o chestiune, domnule, am stabilit cu doi primari, care le spuneam următoarea chestiune, bă, sarcina voastră este să faceți proiectele. După aia de aici încolo ne ducem și ne batem. Vedeți, foarte mulți vorbesc, dar puțin fac proiectele și cei doi aveau într-adevăr făcuseră o chestie extraordinar de importantă în lume. Găsiseră un proiectant, un om care știa să facă proiectele care să îndeplinească criteriile, domnule, să poată să de treacă acele, da. Exact, să poată să treacă acele proiecte. Deputat, extrem de important. Dar toată lumea vine și spune în campania electorală, fac aia, fac aia, fac aia și când întrebă băiatule, ai și tu un proiect pentru un drum? Doamne, pentru 27 un drum, de ani discutăm de acele drumuri. De un drum, zice, domne, nu pot să fac că-i drum județean. Păi bun, noi suntem, de exemplu, localitatea asta, Rio de Leleș, care va veni, va fi de municipiu, și noi n-avem un drum și noi ca lumea. Că de ce? Pentru că era județului, județul nu putea să ia bani. Deputat, și acum vor să-l treacă la locale. Acei doi primari sunt niște oameni fericiți pentru că au ajuns la concluzia că acel domn care este un...
arhitect sau știu ce proiectant, proiectant, consultant, ce-o fi? Consultant, proiectant, auzi, dom'le, hai să facem treabă, că altfel nu ne mai votează ăștia. Dar gândiți-vă că sunt mulți primari care zice, bă, nepotul tău, nepoată ta, fiul tău, fieta, e proiectante, aici e o problemă. Bun, pentru că nu mai trebuie și să înțeleagă foarte mult. Și dacă nu iese niciunul, se face unul proiectant unu. La urmă. Da, aici e o problemă care... Eu nu discut, mă rog, sunt atâtea chestiuni, dar eu nu, eu vreau să spun așa, deci aici este chestiunea, domnule, că viziunea înseamnă să o materializez, că eu pun pe hârtie programele, le fac extraordinar. Eu am accesat 6 tipuri de proiecte europene. 6. 6 toate au fost aprobate și terminate, deci le-am accesat. Dar ați avut un proiectant ca lumea. Nu, în primul rând, eu am cerut și am vrut să iau asta, asta am luat. I-am spus proiectantului ce vreau. Ah, și aici e o chestiune care trebuie să... Hey, de 6 proiecte, 6 aprobate, duse până la final, da? Dar, aici, cu spunea și noastră, haideți să lăsăm puțin libertatea oamenilor care cunosc aceste proiecte, care știu să le facă, să angajăm, să aducem lângă noi primari, nu că eu nu sunt primar. Și atunci lucrurile stau altfel. Dar dacă pe noi ne interesează, că vedeți ce ne interesează, cum putem să mai facem câte ceva, sau, de exemplu, cum mai putem face noi investiții de 2 milioane de dolari și într-un final să coste 1 milion de dolari. Ori un proiectant serios și care vrea să facă treabă nu prea că se bagă în jocuri de genul ăsta. Vedeți, aici e o problemă. Bine, ține și de câștiguri, faceți o diferență între ce înseamnă salariul unui angajat la primărie și... Până la 8% din ce... proiect. Asta vreau să zic. Proiectare, consultanță. Asta vreau să zic, adică da, veniturile sunt foarte mari în, pe, în, dacă lucrează pe cont propriu decât dacă în comparație cu... Și mai avem o problemă care este, așa, cred, adică cea mai importantă la ora actuală. Bine, în țară, așa, aceea parteneriatelor publice-private. O chestiune care se discută, să ne înțelegem. E un subiect care înțeleg de la domnul senator Cârciumaru, e în dezbatere și așa mai departe. Păi, domnul Șova auzit, nu se pândea printr-un sertar, că ține minte. Tot așa, vreo două degete de praf. Adică ea este ca și lege, dar normele de aplicare încă nu erau apărute. Da, sunt atât de multe probleme vis-a-vis de normele de aplicare a legilor, încât sunt multe blocate. Parteneriatele publice-private presupun resurse. Da. Da? Categoric. Bun. Eu mi-aduc aminte și când a fost prezentată compania Electra, ce avantaje prezenta compania Electra pentru parteneriatele publice-private la nivelul județului Gorj în legătură cu localitățile. De ce? Pentru că era o companie cu resurse financiare. Vedeți, poți să stabilești foarte bine, legea e stabilită, normele poți să le stabilești, dar de unde găsești resursele? Că acum de la companiile de stat faci și fondul ăla de dezvoltare, da? Și trebuie să se ducă și acolo companiile de stat cu niște resurse. Companiile de stat sau altele trebuie să se ducă. Aproape, da, trebuie să se ducă și în parteneriate publice private sau companiile private să se ducă în parteneriate publice private. Da, e greu că își fac niște calcule. Dar să știți investitorii privați cum, în ce condiții faceți și cum faceți. Deci nu e chiar simplă treaba. Am discutat la nivel dar macro, este, nu la nivel... Da. Aș vrea să revin un pic la chestiunea legată de bugetul localității Mutru și de faptul că de la Consiliul Județean s-au primit 900.000. Ce înseamnă asta pentru primăria Mutru? Cred că 900.000 asta înseamnă 9 miliarde din câte, da, așa, nu mă șală memoria, cam 9 luni să ne plătim iluminatul stradal. Iluminatul stradal? Da. Păi și ce facem cu restul? Ce facem cu restul? Adică sunt chestiuni urgente care trebuie făcute la Motru, inclusiv groapa aceea ecologică, da, despre care vorbeați noastră. Nu, e vorba de groapa de cenușa aia, de asta discutam. Nu, dar este vorba și despre groapa de gunoi, nu, care trebuie, da, ecologizată, dar, și așa mai departe. La ora actuală nu are autorizație de la mediu și n-aș vrea să vorbim mai mult. Seara, dacă mergeți acum în municipiul Motru, și vreau să spun că nu puteți să respirați, pentru că presiunea atmosferică este una mare, toată cenușa se lasă jos, deci vă spun, te uiți la un neon pe stradă, e o ceață în toată regula. Deci, și mai mult decât atât, vă spun, după analizele făcute și am chemat pe cineva să facă, să-mi confirme, se depășește de 8 ori cota admisă de lege. Deci de 8 ori. Nimeni nu spune nimic. Dacă, mă rog, eu am curajul să spun și tot timpul am spus de 8 ori să se depășească cota. Este inadmisibil. Aveți impresia că mai face cineva verificare? Nu.
Nu. Uitați, mult, da. Uitați ceea ce înseamnă mediu, toate instituțiile astea și am înțeles că e gardă de mediu, instituții de mediu. De ce să uităm, domnule Popeanga? Păi de ce să uităm? Ele... De ce să uităm? Pentru că urmează acum evaluarea tuturor directorilor de la deconcentrate și sperăm să se ia măsurile la final. Dumneavoastră sunteți realizatoare de emisiune. Da. Întrebați pe cei de la, de la instituția de mediu, de protecția, mediului. Protecția mediului. Care este gradul de poluare în municipiul Târgu Jiu? Avem acolo afișat pe fosta SNLO acel monitor care indică gradul de poluare. Toți parametrii nu știu ce anume și dacă, nu știu dacă sunt reale, dar sunt acolo specificate. Da. Păi nu, dar acum tot la oameni revenim. Adică oameni care sunt puși în anumite instituții, tot din punctul de vedere. Și măsurile dacă nu se realizează? Asta este foarte interesant de urmărit. Vă mulțumesc mult de toți, stimați invitați. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc doamnelor și domnilor. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune!